Și continuăm. Încă o dată. Primul concubin începe și află. Cum? Te-ai căsătorit? Mai stă un pic. Cum? Așa că e în fundul grădinii. Cum? Păi da, urma să nu știu ce, să nu știu cum. S-a reprofilat fata. Cum? Dar nu l-ai luat pe ăla cu care te potriveai? Cum? Tot o criză de nervi a făcut. Bun, după care începe. Începe și la colegul și prietenul. Colegul cel mai bun de muncă sau prietenul cel mai bun care se potrivea și avea câteva chestii. Cum? Ce mai vrei, omule? Începe să țipe la tine și să urle. Dar nu e ea cea mai bună, cea mai deșteaptă? De ce țipi la mine? A? Mai trece timpul, iar începe să-și dea seama că, de fapt, gafa e a ei, nu e a lui. În capul ei și al lor și al toată lumea, trebuia să ridice din pat căzut, lat, obosit sau toate cele, frate, să se ducă, să forțeze să nu spună acel da. Practic, să-i însufle, nu face această prostie. Acum ce să-i faci? A zis da. După care începe la tine. Ce mai vrei, omule? E, răspunsul e voi ați ascultat și a ascultat, a gândit, a debitat și planul ei s-a executat. Și acum de ce mai țipi la mine? Ai în casă și în pat. Că așa te-a sfătuit cineva. Interesant. Foarte interesant. Și viața va trece și își va da seama la un moment dat că poate e doar o copie a colegului cel mai bun, al prietenului cel mai bun, care și-a luat, pe care l-a luat la sub braț. Doar trebuia ca ea să conducă în acea relație, acea familie, acea casă, toate cele. O să înceapă. Probabil. Nu ieșim în oraș cu inelul pe mână până nu termin liceul. După ce termină liceul, hai că te prezint la alor mei. Termină cu liceul. Auzi, trebuie să faci și celelalte clase peste mine. Adică peste ea, știi? Da, lume, nu știu ce, nu-ți trebuie școală, nu-ți trebuie doar școala a vieții. O să țipe și o să urle. Da. Exact. E ca în chestia aceea. Vă dau un goș? Da? Dați-mi. Și vreau și restul. Nu am cum, vă dau aceste bombonele. Cam așa s-a petrecut cu, da, nesilită de nimeni și de voie bună, îmi iau acest nume,
Mâine divorțez. Stai așa, că ai zis că vrei o relație de lungă durată. Stai așa, că ai zis că vrei... Și... Nu știu mai ce. Păi, dar nu s-a... consumată relația. Trebuie să ne cunoaștem. Cum să nu? Copiii trebuie să cunoască, nu? Așa o să zică Sucri.